s-au plantat și oasele în pădure și cenușa și alea toate. Poftim? Tonel zice că s-au plantat în pădure și oasele și cenușa. Da, domnul Butoi spune adevărul, ne știm că suntem în direct. Suntem în direct, domnul profesor. Ideea e următoarea. Ideea e următoarea. La telefon în continuare președintele Sindicatului Național al Polițiștilor, domnul Dumitru Coarnă. Dă să vadă domnul Coarnă și camerele de luat vederi pe care le-a folosit primul procuror, cel din Caracal, cred că Popescu sau Niculescu sau cum îl cheamă, le-a folosit ca să afle a cui e mașina aia pe care o vedeți acolo. Colegii de la Libertate au pus direct degetul pe rană. Mă, ceea ce n-au putut ăia din 17, dacă e să-i dăm crezare domnului și îi dau, eu pe mitică nu-l suspectez de minciuni. Au avut fotografia din 17 iulie și până când a murit Alexandra, adică 9 zile, n-au făcut nimic. Mă, când a ajuns poza asta la Caracal, în câteva ore l-au găsit pe Dincă. Asta este un adevăr. Dincolo de adevărul ăsta, dă și în titlul articolului. Domnul Coarnă, mă rog. În primul rând vă mulțumesc în numele celor de acasă, care se uită la emisiune, mulți puțini, că ați fost de ajutor, spunând că din 17 iulie 2019, fotografia acelui Renault Megane se află în dosarul de dispariție a Luizei. E corectă informația? Da. Bun, mulțumesc mult. Dă mai tare sunetul să-l aud și eu pe domnul Coarnă. Ideea așa, o singură întrebare am și întrebarea cu precizarea că nu vă cer date care să fie secrete din anchetă sau din modus operandi informativ al poliției sau al parchetului. Deci nu mă refer la informații care nu pot fi de domeniul public, domnul Coarnă. Eu vă întreb logica polițistului Coarnă, logica liderului de sindicat, logica cetățeanului Coarnă. De ce a apărut din toate mașinile care au trecut pe strada aia și din toate mașinile din Caracal, informativ, a apărut doar Renault Megane în dosarul Luizei când încă nu era suspect? Vă ascult. Păi, problema de fond este de ce n-au identificat proprietarul mașinii? Nu ai problema de fond. Problema de fond este de ce a... Nu mitică! Dumneavoastră insistați pe plantarea de probe. Eu înțeleg logica și rațiunea dumneavoastră. De ce a apărut fotografia în dosar să-mi explici, mitică, că tu ești om care ai făcut cercetări este penale? Foarte bine, este foarte bine că a apărut. Nu pun în problema de ce și de la cine. Ba da! Eu ca tâmpitul mă ambiționez să te întreb de ce a apărut. Înseamnă că cineva era suspect că a folosit-o la o infracțiune. Problema de fond era să identificăm deținătorul acelui autobuz. Bine, mitică, eu nu înțeleg ce joc, eu joc gazetăresc, nu fac, tu joc milițienesc, nu cred că faci. Eu te întreb așa, de ce... Cine... Luați convorbirile dintre Alexe și Rădoi. Alexe e deja cercetat, Alexe e cercetat de secția specială deja. Nu, luați convorbirile. Le-am luat, ce văd în ele? Alea sunt din 25 noaptea, domnul meu. Alea sunt din 25. Dacă vreți să le priviți, sunt lucruri de fond acolo. Domnul Coarnă, dă-mă discuția dintre cei doi pe care o invocă Coarnă. Eu spun așa, mitică, discuția pe care o invoci tu e din 25 noaptea la ora 1 și ceva noaptea. Nu, pardon. Nu. Discuția între Alexe și Codiță. Nu e, băie, la ora 23. Aia e poza la mașină, domnule. Aia, domnule, pe mine poza mă interesează. Cum a apărut? Poza la mașină apare la ora 23. Apare de la Dicot. Dicotul îi dă poza, domnule. Dicotul n-avea de ce să aibă fotografia mașinii Renault. Nu vă opriți un pic? Domnul Coarnă, dacă suntem... În poliția Caracal erau doi procurori Dicot cu dosarul Luizei. Bine. Dosarul în care era această fotografie. Așa, cum? Oprește-te aici. Cum a apărut fotografia taman a criminalului în dosarul Luizei în care ăla nu-i suspect? Păi nu era suspect, se cerceta o faptă, aia încerc să vă spun. Cum? Se cerceta o faptă. Și din toate mașinile cu număr de Olt, au ales tocmai un Renault Megane? Nu avem numărul mașinii aici, avem... Bine, domne, din toate mașinile din acea... Avem marcă culoare. Băi, prietene, din toate mașinile din România au ales un Renault Megane identic cu alu' Dincă? Suntem nebuni la cap? Nu folosiți termenul că au ales, ca dumneavoastră mergeți pe ipoteza plantată de probe. Da, domne, părerea mea, am dreptul să am o părere. Da, am și eu dreptul să vă expun un raționament. Vă rog. Păi, uitați-vă la ce oră începe discuția între Alexe și... Nu mă interesează! Uitați-vă la ce oră apare fotografia. Nu mă interesează fotografia, vă spun, apare... Uitați-vă la ce oră ajungem acasă la autor. Domnul Coarnă, fotografia conform declarației dumneavoastră, Dumitru Coarnă, apare în dosarul Luizei pe 17 iulie. Da, corect. Întrebare, de ce? Nu cum? Nu v-am întrebat că e secret. E secret operativ. V-am întrebat de ce apare. Și dumneavoastră trebuie să-mi spuneți, băi Tudore, băi Barbule, apare pentru că
parchetul. Păi apare motivat pentru că noi dădeam o faptă de trafic de persoane și orice informație trebuie valorificată. Păi și cum dracu au dus informațiile de trafic de minori, la, de trafic de femei la mașina sa, mitică? Domnul Bargu, da. Ca să putem să urmărim, să localizăm în aceste dosare de dispariție obligatoriu, trebuie să le transformăm în dosare penale, ca să nu avem procedură juridică. Bravo! Știți câte mașini, sunt înmatriculate în Oltenia, dar în Olt, dar în Caraca. Nu vreți deloc să mă lăsați să-mi duc și raționamentul la vârstă. Ba da, aveți 2 minute, nu vă întrerup. Păi asta încerc să vă explic. În 2 zile a fost transformat în dosar penal lipsire de trafic de persoane, a fost preluat de DICOT, iar în procesul informativ operativ, în 17 iulie, procurorii DICOT ajung la această fotografie. De ce? Fotografie? Cum? De ce au ajuns la fotografia asta? Pentru că trebuia să soluționeze un dosar penal. Și atunci de ce n-au ales un Logan roșu? Domnul Barbu. Da, domnul Coarbu. N-au ales un Logan roșu pentru că așa vin informația, cu Renault gri. Atenție că îi băgați în pușcărie pe aia. De ce? Dacă aveau informativ, domnul Coarnă, dacă aveau informativ, dacă e informativ, domnul Coarnă, care e problema mea? Da. Care e problema mea? Vă rog. De ce n-au identificat deținătorul în 7 zile? Pentru că au favorizat infractorul. Ca dovadă că în Caracal, aceeași fotografie. Dar e de Caracal, aici la Dolj. Domnul, alo. Atenție mare, suntem la Dolj în 17 iulie. Dovadă? Suntem la Caracal. Lăsați să termin fraza, aflați ce vreau să spun. La Caracal fotografia asta a dus la identificarea lui Dincă în câteva minute. La Dodge. Ba da, domne. Ba da. A trimis-o procurorul Liviu Vasilescu noaptea colegilor de la Caracal. Domnul Barbu, n-a trimis-o, de asta nu mă lăsați să explic. Vasilescu știe că un procuror din Cot era la Caracal din 25 la 15. Atunci raportul, domnul, alo. Alo, înseamnă că da. DICOT-ul minte o țară întreagă, că eu am raportul. Domnul Barbu, erau doi procurori DICOT, sunt în poliția Caracal. Bravo. Din 25, repet, 2-25 de la 15. Domnul, știți când polițistul a ajuns? De la Dobroslobeni vine și spune că are o informație, o mașină argintie și o marcă greșită, e vorba de un Mercedes. Toți procurorii, cei doi care aveau în dosar această fotografie, este cazul... Auzi că poliția căută o mașină argintie, dar nu domnul Coarnă, domnul Coarnă. Nu pun la dispoziție fotografia. Vă opresc telefonul. Acesta e cazul Alexandrei. Eu v-am întrebat și sunt ultima... Sunt conectate, domnule Barbu. Domnule, putem fi calmi o secundă. Dacă vreți să-mi răspundeți bine, dacă nu, nu. Întrebarea mea de om simplu este la fel de simplă ca și mine. Cum a ajuns mașina din imagine pe 17 iulie? Informația, nu mașina. Cum a ajuns fotografia aceasta? Informativ am explicat de 1000 de ori. Deci aveau informații că această mașină a fost folosită. Domnul Coarnă, aveau informații... Dar jumătate de oră, spun asta. Domne, aveau informații că acest vehicul se putea să fi fost folosit într-un trafic de oameni. Corect. Bravo. În dosarul lui Izei. Da. E perfect. Păi dacă aveau informația pe 17 iulie... De ce nu au valorificat-o? Bravo, domne. Păi asta spun și eu. La pușcărie! Ăia care aveau pe 17 au omorât-o pe Alexandra. De acord cu dumneavoastră. Bravo, bă, bravo, mitică, ai redevenit prietenul meu. Bravo. Da, așa am spus de la început, bine. Domnul, m-a urmărit. Eu vreau ca cineva, după ce se termină cazul ăsta, să iasă public să-mi explice. Și numai puțin, domnule Barbu, încă un lucru și-am încheiat. Da. Luați această convorbire între domnul Alexe și domnul Rădoi. Da. Luați-o. O avem. Să vedeți că acest domn Alexe, da, în loc să folosească instituțional... Da, măi, a trimis-o în codiță, știu! Lăsați-mă să trimis și eu o frază, Dumnezeule Mare. Omul ăsta, dacă vorbea cu dispecerul nostru, a aflat 2 lucruri. Că Alexandru a spus la telefon 2 cuvinte cheie. Dig și Bolt, cartierul Bolt. El nu vorbește cu dispecerul, pentru că acel cartier Bolt era în Caracal. Nici de cum în localitatea, în Remedia, unde se duce... Da, domne, bine. Bun, lăsați-mă, ia uitați-vă. El transmite acelui om, Rădoi, dumneavoastră presa l-a numit interlop, niște informații operative... Nu, eu nu ești interlop, domne, e om de afaceri. Presa. E realizator de emisiuni și are... Nu dumneavoastră, mă referam la presă gen general. La ora 18.50 acest Alexe transmite raport la București tot o plecare voluntară dispariție. Deci nu transmite informația corectă, deși această fată în mod repetat a sunat și a spus că sunt violată, sunt sechestrată, sunt bătută. Știți când raportează acest Alex evenimentul corect la București, la EGPR? Nu. În data de 26 vineri,
Deci, repet, vineri 26, ora 10:53. Nu știu cum se cheamă încadrarea, complicitate sau favorizare. Care e? Și una și alta. Mulțumesc mult, domnul Coarnă. Revenim în plat. Mulțumesc mult, Mitică. Te aștept în curând la emisiune la noi să comentăm. Și în continuare aștept de la cei îndriduiți răspunsul pe bune cum a ajuns această mașină, fotografia asta, care, atenție, nu e fotografie. Este un set de fotografii. De fapt, este o imagine din care s-a ales cea mai proastă fotogramă, cel mai prost stop cadru, ca să nu se poată citi numărul mașinii. Nu sunt proști. Când am spus, opinia mea, Tudor Barbu, e că e plasare de probe. Asta e părerea mea. Mi-a spus Tudorel Butoi, Tudore, nu te juca cu vorbele că e gravitate maximă, e penal. Da, e o părere gazetărește formulată că ei, dacă dădeau imaginea asta, pe care probabil că o au, pentru că ei știu casa de unde li s-a dat imaginea. Iar aia din Caracal pot identifica casa, pentru că sunt foarte puține case de oameni bogați în Caracal. Asta e o casă de om bogat, părerea mea. Repet, cine îmi răspunde la întrebarea cum această fotografie cu mașina foarte aludincă, sau dacă nu, oricum identică până la ultimul detaliu cu mașina aludincă, a ajuns într-un dosar în care Dincă n-avea nicio treabă. Revenim la Tudorel Butoi. Îmi pare rău că ne-am încins, că am ridicat tonul, dar nu pot. Cât de prieten și de mult mă știu cu el, de 10 ani, cu Mitică, cu Coarnă, nu pot să pun capul jos când știu că am dreptate. Nici el, ați văzut, până la coadă a spus ca mine, da bă, este ori complicitate, ori favorizarea infractorului, oricum e penală. Oricum, DIICOT Craiova și Poliția Județeană Olt, în frunte cu Alexe ăsta, trebuie să răspundă în fața familiilor și în fața părinților din România. Că mulți au fete și sunt disperați, că le pleacă fetele de acasă, sună la 112 și găsesc niște lanțuri de câine pe care ni le prezintă presa ca și cum ar fi fost legată Alexandra. Că vă dați seama ce nație de proști, ce popor de imbecil ne iau ăștia? Ne arată lanțul de la câine și ne spune că a fost legată fata cu niște curele, cu mami ăla pantaloni, suntem nebuni cu capul. Da, Tudorele. Aș vrea să... Bine, discuția cu domnul Coarnă, colegul nostru pe care îl salutăm, este o discuție constructivă, pentru că în final am înțeles că ați ajuns la același numitor. Absolut corect. Vreau să sunteți un om de media care aveți o anume structură, o anume combativitate, așa sunteți și remarcat, și sigur că pentru a ajunge la comunicare... aveți și acest joc actoricesc și toate celelalte. Nu e, Tudore, nu e actorie ce fac. Pentru sunt mine, tată de fată. Tudore, tu ai copii? Am fată. Da. E adevărat că e mare. Dar dacă era ca Alexandru... Și în București se întâmplă mai greu. Mă, dar sunt prieteni, am un prieten, să-i dea Dumnezeu sănătate, care e disperat. Fisa are vreo câțiva 10-12 anișori și mă întreba ce fac. Și i-am spus, băi prietene, băi doctore, tu ești singurul 112 al ei. Tu ești, telefonul tău și al nevastă-ta sunt 112. Nu îl învăța pe copil, mă, că degeaba sună la 112. Revenim la probleme serioase ale acestei situații. Te rog. Și anume, reiterez ideea că datele din cursul unei anchete, pe parcursul urmăririi penale, nu au caracter public. S-ar putea unii dintre cei care ne ascultă și chiar din media să... nu fie de acord cu treaba aceasta. Se zic că, domne, dreptul la informare presupune ca noi să știm, cetățenii vor să știe, etc., etc. Dragii mei, în momentul în care eu dau date din anchetă, la nivelul la care exigența și curiozitatea și așa mai departe se ridică la standarde destul de ridicate, nu numai dumneavoastră ascultați ce spune purtătorul de cuvânt al DIICOT-ului. Ascultă eventualii complici, ascultă instigatorii, ascultă victime sau alți făptuitori care sunt în combinații. De aceea eu întreb următorul lucru. Șefii din structurile de poliție care au intrat în mod detaliat în urmărirea penală, deversând-o presei, cunoștințelor și așa mai departe, pe ce lume trăiesc? Întreb pe șefa purtătoare de cuvânt a DIICOT-ului. Care-i rostul ei să vină să vorbească ea cu presa, să dea detalii ce se întâmplă, cum se întâmplă, cu oasa, cu cenușa, cu nu știu ce? Păi n-avem stat toate, domnilor, instituțiile purtătorilor de cuvânt? Nu avem stat toate comunicatele de presă pe care le vrem? Le vrem cu asiduitate noi, cetățenii. Și tu îmi dai comunicatul de presă, mă informez despre ce este vorba și îți vezi de drumul tău cu detaliile anchetei. Pentru că
din frânturile acestea pe care dumneavoastră le-ați deversat așa într-o neglijență condamnabilă, oameni, ziariști, noi toți ceilalți, am transformat cazul ăsta într-un balamuc paranoic. Te opresc o singură secundă, Tudorel, doar să reamintim că ceea ce vedeți în dreapta lui Tudorel sunt imagini cu realizatorul de emisiuni în dreapta mea acum. Imagini cu realizatorul TV, bă, realizator de emisiune, adică fără nicio glumă. Domnul Remus Rădoi îl are ca invitat pe Tonel Pop într-o emisiune, Realitatea Românească, la o televiziune cu acoperire națională. Adică nu vă imaginați că, repet, nu e într-o televiziune locală dintr-un sătuc sau din Caracal, fără să jignesc Caracalul, dar nu e tocmai București, nu e tocmai capitala țării, Caracalul. Repet, am arătat și furnizăm această informație fără niciun fel de conotație. Nu vreau să spun nici că, nici că. Mi se pare interesant, gazetărește vorbind, faptul că de foarte multe ori Tonel Pop a fost invitatul lui Rădoi Remus Codiță zis la emisiuni de televiziune. Te ascultă. Aș vrea să mai punctăm un lucru. Domne, polițiștii, în activitatea pe care o desfășoară pe realitățile respective, după câte vedem cu tristețe, ei n-au legătură, domne, cu academicienii, cu doctorii, cu savanții, cu... au legătură cu ospătarii, cu chelnerii, cu șoferii, cu bișnițarii, cu... și salut chestiunea aceasta, voi eu să văd cum se va rezolva, ce se va întâmpla, mă rog, cu colaborarea dintre șeful poliției și structura aceasta de detectivistică privată pe care o conduce acest domn Alexe. Păi cum să nu-l întreb? Informal, la telefon pe ăsta, băi... Rădoi, ce dracu e, mă, uite, sunt într-un necaz, mă, cu chestia asta. E normal să fie așa. Este normal să fie așa. Orice polițist bun are informatori în rețelele de trafic, în rețelele de prostituție, e oriunde lume. Mai ales că agențiile acestea foarte de tare, detectivistică trebuie să obțină aviz polițienesc, trebuie că, să facă testări psihologice, numai că aici Coarna a avut dreptate. Așa? Ca polițist bătrân și el, așa? Pe care și tu îl cunoști de ani de zile, domnul, cum îl cheamă, Alexe de la poliție, șeful poliției pe Olt, a primit informația de la parchet la ora 23 și 21 de minute, Tudorele, și la 23 și 23 de minute i-o dă domnului din imagine, lui Rădoi, în loc să o dea operativ pe lanțul poliției române, el primul cu care stă și pierde minute, este omul din imagine, Tudorele. Da. Asta ți se pare normal? Da, mi se pare normal. Întâi apelezi la... Da? Da. Iartă-mă atunci. Păi pe plan local acolo, omul dorea să valorifice și să obiectiveze informația respectivă ca să aibă ce să transmită apoi șefilor lui la Craiova și așa mai departe. Dar nu e problema noastră, Tudore. Această chestiune, dacă omul este acum cercetat, pentru că el e audiat ca să vadă cum s-a purtat discuția, când pe ore, cum spui și tu, o să o lămurească alții. Dar e să fiu eu sănătos și să am sănătate. Cu câți vorbesc toată ziua pe magheru, cu proxenesc, cu schimbători, cu cutare, de-a lungul vieții, cărându-i în spinarea experienței profesionale. Salut, boss, sănătate, cutare, ce faci, ce-ți fac copiii? Adevăratele limbi. Domnul Barbu, dumneavoastră ți-aduce aminte că s-au furat covorașul de rugăciune, racla cu moaștele bunui de la sfânt. Biserica din sudul Bucureștiului. Aia, mă, de la biserică. Noi eram acolo amândoi noaptea aia, mă. Eram la TVR. După câte știi. Cum se cheamă, mă, în sudul Bucureștiului, în cartier, îmi scapă cartierul, eram acolo, corect, în noaptea deci, era acolo, corect. Bunuri de patrimoniu. Bravo, Tudor. Ministerul. Da, așa, și... Pe noi grămadă. Da, mă. Și s-a rezolvat cu un telefon. Barosane, ești supărat pe viață. La ciorditorul șef de zonă. Bravo. Bulevardul Ghencea se îndreaptă acum o mașină cu șuții care au un portbagaj, după câte ții minte, tablourile și toate alea care s-au furat, că vin de la prețuitorul cu tare. Ăștia se duseseră să le prețuiască, bravo, și să facă un brat cu un traficant italian. Și vine poliția noastră, face un trafic de rutină cu roata, cu cutare, cu cutare, și intreabă și pe ăștia. Ai promis ceva și oamenii se uită în gura ta, pentru că ești unul dintre mari experți ai noștri și nu e vrăjeală. Ce propunere vrei să faci, doamnei premier, domnului Fifor, ministru de interne, domnului președinte, privind evitarea cazurilor ca astea? Bine, mă, scoate-l pe Tonel și pe gazda lui mediatic vorbind pe Codiță și, apropo, te dăm și știrea, dar nu mai lasă, dă-o drecu, doamne, iartă-mă. Mai aveam o știre în care vă arătam că Dicotul, bă, ascultă aici, mă, ce spune Dicotul. Ia de-mă știrea pe post, Teddy. Dicot, stai așa,
Rețeaua Dincă, Europa Liberă. Fii atent aici. În colegii de la Europa Liberă citează surse DICOT, le citează în sensul că au ghilimele. Așa au spus DICOT. Uitați-vă, asta e știrea. Cazul Caracal, trafic de minori Tudorele, din dosarul DICOT, stă în plăcerea sexuală a lui Dincă. Nu scrie sexuală, scrie în text. Dați puțin textul mai jos. Dă-i, 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 hai mai repede. Hai cu el, hai, 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 hai mai repede, mai repede, mai repede. Mai, 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 că spun eu când, dă-i. Stop, stop. Pop, bun. Băi, uitați-vă puțin, oameni buni. Vă citesc. Procurorul o asigură pe judecătoare că infracțiunea de trafic de minori se poate proba. Băi, se poate proba. Zice de, doamna judecător, să moară mama. Vă probez eu că e trafic... Iertați-mă ce ne-au. E trafic de minori. Uite Tudorele aici. Explicația DICOT-ului, bă, că lumea de ce s-a săturat lumea de ăștia. Zice așa. Se poate proba cu certitudine către judecător, conform motivării deciziei instanței, însă nu a oferit vreun indiciu judecătoarei. Da, doamne, vă promit eu că se poate proba. Apoi procurorul de ICOT ne dă letala, ca să murim în chinuri toți. Argumentează, cităm, citează Europa Liberă. Numitul Dincă Gheorghe a abordat respectivele tinere sub pretextul efectuării unor transporturi ocazionale, intenția sa fiind de a le lipsi de libertate în scopul satisfacerii plăcerilor sexuale. Bă, dacă asta este argumentat, eu am făcut și eu dreptul cu medie mai modest, așa, n-am luat magna cum laude niciun caz. Mă, dar dacă eu scriam asta... La procedură penală sau la penal, indiferent de anul în care învăța. Repetent. Cum? Te lăsa repetent. Bravo, mă, Tudorele, nu treceam anul, mă, băiete. Păi ce dracu, ăsta ascultă-mă motivația DICOT-ului, de ce este crimă organizată. Pentru că, Dincă, le lua pe fete ca să-și satisfacă el plăcerile sexuale. Asta e crimă organizată în accepțiunea DICOT. Doamne, apără și păzește, felicitări celor de la Europa Liberă. Atenție! Ai promis ceva? Câteva lucruri sectorial și fără multă... Stai puțin ca să nu te încurc. Păi, văd că mă încurci, că nu, tocmai că nu vreau să te încurc. Teddy, cât mai avem până la publicitate? 2 minute jumate. Tudorel Butoi acum și după publicitate continuă sfaturile. Te ascultăm. 1. Selecția agenților de poliție. Păi, domnul Tudorel Barbu, prietenul meu, școlile cu programele de pregătire și cu bibliografie și cu curiculă... obligă la 2 ani pregătire pentru agent de poliție și sunt făcute ca structură și carcasă. La Câmpina, la Slatina, la Cutare. Și acum ajung agenți? 3 luni de zile, nu nebunim și murim. 6 luni, 3 luni pregătesc agentul de poliție. Păi uitați, oameni buni, ce sarcini are nefericitul agent de poliție. Când să-l magazineze în 3 luni și în 6 luni? Când școala este de 2 ani. Și atunci propunere. Ai o facultate terminată. Vrei să te faci agent de poliție? Într-un an de zile fac acest rabat. Prima propunere. A doua propunere. Ai bac și licență? Faci cei 2 ani de școală. Reveniți-vă, oameni buni. Mai departe. Mă, instituția procurorului poate ea să intre în ceea ce s-ar numi procuror operativ? Adică, atunci când pleacă la servici procurorul, se duce la secția de poliție procurorul. Acolo are biroul lui, cu cărți, cu ce vrea el pe acolo să aibă, cu plasme, cu nu știu ce, dar e în secția de poliție, se numește procuror operativ și stă acolo până iese la pensie. Deci evenimentele crude, reale, procurorul le ia în piept alături de polițiști la secție. Vreau să știți, domnul procuror, câtă nevoie are poliția de prezența dumneavoastră acolo. Păi cât îi mai târâm, domne, pe polițiști? Trebuie cu cătușe, să te opresc un pic. Cu hoți, cu dosare, pe scările partidului. Trebuie să te opresc un pic, că revenim cu sfaturile extrem de importante ale profesorului Butoi. O studentă, nu-i spun numele, acum celebru avocat în România, îmi spune că l-a cunoscut cu foarte mulți ani în urmă. Îi tremura inima că nu ia examenul la Butoi. Primele teste cu poligraful, detectorul de minciuni, le-a făcut profesorul Butoi. Una dintre studentele lui îmi scrie, actualmente mare, mare avocat în țară, și te salută cu respect, mulțumesc, doamna avocat. Mulțumesc. Ne-am întors în direct, oameni buni, ultima parte, sau nu, ultimele părți, ultima jumătate de ora unei ediții speciale. Invitat este Tudorel Butoi, nu da încă pe camera 2, mai stai un pic. Tudorel Butoi poartă o bluză care pe piept, pe buzunarul de la piept, are o emblemă extrem de interesantă. Iat-o,
o să ne spună ce reprezintă, nu mișca, lasă camera așa, ce reprezintă ceea ce, însemnele pe care le ai în piept și te rog să continui pentru că am primit mesaje chiar de la, hai să nu zic oficiale ai statului, de la oameni importanți care au spus că este interesantă abordarea ta privind sfaturile profilactice. Ce înseamnă ce se vede acum pe ecran și care sunt sfaturile pentru conducerea țării? Foarte scurt, este vorba de emblema atât de cunoscută internațională a lui International Police Association, care înseamnă Asociația Internațională a Poliției din întreaga lume. Aceasta s-a înființat la propunerea unui comisar englez care s-a retras, ca și mine, în retragere cu ani mulți în urmă și a simțit nevoia solidarizării tuturor polițiștilor din lume. Foarte tare! Asta înseamnă că pe unde ne găsim prin lume ne ajutăm cu cazarea, cu hotelul, cu excursia, cu informațiile și cu sfaturile. Sigur, cu informații nu trebuie să spui că aia... Da. Acum, revenim. Da. Deci, calitatea agentului. Haideți să-l facem serios. Bun. Să nu ne luăm la mișto și să facem economii bănești de realizarea agentului în 3 luni, 6 luni, da? Da. Cum trebuie să fie agentul ăsta? Păi eu discut cu polițiști, că i-am și studenți, vin la mine la cabinet polițiști și îmi povestesc băieți de aceeași generație cu ei, dar care au fost bine pregătiți. Și domn profesor, greu de tot să mă descurc în munca operativă la intervenție. Păi de ce, dragă Vali, ce se întâmplă? Păi mi-a adus unii îmbrăcați în izmănuțe. Ce dracu stă alea, mă? Izmănuțe, niște pantalonași așa pe picior, niște aschilabi și tatuați. Sunt agenți de poliție și păi îi ia ăsta infractorul, îi ia infractorul și îi ține în mână, îi ține în mână până mor de foame. Deci povestește omul pentru că omul se duce în Plumbuita, se duce în Parcul Murarilor, intervine în diverse scandaluri și fiind și ăștia cu izmănuțe. Păi fă-ți bă selecție, domnul procurorul, cine ești tu care răspunzi de soarta securității noastre și liniștea noastră? N-ai mă sportivi, clanurile de sportivi? S-au făcut pentru că voi n-ați știut să selecționați sportivii de la Dinamo, de la Steaua și așa mai departe, care s-au retras din activitate. Ăla are antrenament, are contactul cu lupta, cu boxul, cu puterea. Ia-i bă și fă-i suboficer pe ăștia. În 2 ani de zile însă învață-i carte, învață-i lege, etc. Cu procurorul de serviciu sau procurorul operativ am lămurit-o. Domnul procuror, nu te duce domnul pe acolo, pe la instituția dumneata, pe la DICOT, că nu-i treaba dumneata acolo. Treaba dumneata e jos la secție. Unde are nevoie polițistul de tine urgent. Știi că te-am învățat la facultate că ai două feluri de adevăruri de lămurit. Adevărul obiectiv și adevărul juridic. Păi tu ai nevoie, domnul procuror, să te întâlnești cu adevărul juridic când tu poți la secție să vezi adevărul obiectiv. Polițistul când vine lovit, bătut, în cătușe, cu hoții după el și așa mai departe, rezolvă nene problemele. Mai departe, adresându-ne unor structuri din acestea cu competența necesară. Domne, ar cam trebui, zic eu, să fie făcută reforma. Discutăm de reformă. Eu sunt primul care atunci când am auzit de reformă. Ce înseamnă, tutorule, pentru tine reforma? Domne, să schimb din rădăcină lucrurile. Adică, ce încauzi tu mie cu DICOT, bă? DICOT, nu știu mai care. Când le-ați inventat voi pe astea? Când noi aveam direcția judiciară. Crimă, furturi, tâlhării și așa mai departe. Ați început niște înfumurați. Dom'le, noi nu cercetăm o faptă decât de la o sumă uriașă în sus. Păi băi... Nu. Domnule cetățean. Așa da. Domnule cetățean, furtul unei butelii este echivalent cu furtul unui Mercedes. Că omul ăla, dacă nu mai are butelia, are 4 ochiuri moarte ca să-și facă mâncare copilului. Furtul unei biciclete are aceeași valoare din punct de vedere juridic cu furtul de asemenea unor mașini, că nu mai poate să meargă și el de la Pantelimon la Brănești pe bicicletă. I-a furat la bicicleta, nu mai poate să ducă la muncă. În opinia ta, de ce se ocupă de ICOT București de un caz, atenție, de un caz de omor care n-are nicio probă, niciun element ar fi crimă organizată? Niciunul. De ce se ocupă Bucureștiul? Dom'le, dacă actuala legislație le permite... Nu îmi dau seama, să discutăm și cu ei, să invităm. Nu, dar ce cred procurorii din Oltenia despre asta? Treaba lor, să discutăm și cu aia. Ce cred eu este că DICOT și alte câteva structuri transplantate din Occident, din structurile ălora, crimă organizată, unde lucrezi tu, mă? La crimă organizată. Mă, du-te de aici. Tu lucrezi la furturi, la tâlhării, la omoruri, la viol și așa mai departe.
ale direcției judiciare. Ce ar însemna asta dacă tot vrem să facem economii? Că nu mai ai director de direcții, nu mai ai mici secretari de stat, nu mai ai deputat. Să fie nepoții, amante, astea. Asta este, domnul Tudor, păi dă-le pe astea ca să facem aspecte preventiv corectoare. Și atunci toate funcțiile astea dispar. Ai director general de direcție judiciară cu secretarul lui adjunct și cu șefii de linii de muncă. Oameni buni, ne oprim pentru ultima dată într această ediție specială. După 2-3 minute revenim. Dorel Butoi, care are încă 3 mici propuneri de profilaxie în ceea ce înseamnă relația dintre cetățean și organele legii. Vă reamintesc că în Caracal continuă prelevarea de probe. Dacă vă puteți imagina așa ceva după 11 zile, acolo lucrurile încă nu sunt gata. Acum apar probe, apar pete de sânge, apar dinți în pădure, apare cenușe. E haos total. Bun. Tudorel, te ascult cu drag. Și pe mine au cășunat telefoanele, mesajele și așa mai departe. Am văzut sunt telefonul de roșu deja. Încurajare. Deci ne ascultă oameni cu minte sănătoasă în cap. Nu auzi, bă, cu un lider din Ministerul de Interne te felicită și ai zis, bă, să ne ajută ce face profesorul Butoi? Înseamnă că suntem vecini la sentimentul oamenilor care ne ascultă. Apropo de nesiguranță, anxietatea despre care vorbeai. Zi propunerele tale, exact. Propunerele mele sunt minute. Următoarele. Domnilor, ați văzut în Canada, în Statele Unite ale Americii, în Austria, în alte țări, divizia voluntarilor veterani. Divizia voluntarilor veterani. Păi după ce ați dat afară din ministerul ăsta oameni de 45 de ani. Cu experiență. Fai de mic, experiență, informații, legături cu societatea, etc. Să nu vă învină mintea în cap să aveți divizie. Să-i ții pe lângă casă. Voluntari. Bravo. Veterani bravo, voluntari. Bravo, mai îi ții pe lângă casă, mai expresia bravo. Foarte bună. Ai scotociri în păduri. A murit da, copilul ăla. Dar ai un caz de ăsta. Ai un caz ca ăsta. Ce? 240 de agenți. Păi ai nenorocit structurile de unde ai chemat agenții ăștia. Ăia vin și cu voluntariat și vin și cu minte în cap. Vin cu idei, etc. etc. Foarte tare asta. Una bă, foarte tare asta. Bravo. Pe care mare lucru e să o bravo, pui bă, băiete. Mai departe. Înființează-mă sectoristul, că spune toată lumea că sectoristul e ăla care bate cu piciorul sectoarele de care răspunde. Și are informații despre tot. Și despre aia care bea, și despre aia care se lovește, și despre copiii vagabonzi și toate celelalte. Sectoristul. Sănătate, intră în casa omului, știe tot. Ori voi acum îi luați pe ăștia cu izmănuțe, de care îmi povestesc polițiștii, că n-au ce să facă cu ei, și ăștia ia niște ochelari și îi pune aici în vârful capului și merg cu mașinile și ascultă bravo, muzică. Bravo. Și pe urmă jandarmeria rurală, care este de tradiție în Franța, în asta, de ce nu înființați, vă, că le clănță-ne dinții de frică țăranilor în casele lor? Pentru că n-au bani, Tudorele. Datorită zic hoților? Zic că n-au bani. Păi să dea de unde fură. Bravo, băi! De unde fură bravo, mă, Tudorel! Bravo, mă, băiete! Ați auzit, mă, băieți? De unde profesorul furați? Tudorel Toader, mai dați, bă, de unde furați! Dați mai puțin, sigur, corect! Sigur. Jandarmeria rurală, țăranii mor de frică în casă. V-ați interesat furturi de vaci, de porci, acești, așa zici, de clan, cu parul în mână, ce să facă bietul țăran în casă? Ce? Mulțumesc mult, Tudorele, te felicit, să-ți dea Dumnezeu, uite, ies în direct și strâng mâna, să-ți dea Dumnezeu sănătate pentru tot, luat în seamă. Tot ce ai făcut și faptul că te-ai dus până la ei de le fură vaca, le fură porcul, le fură găinile, bă, lumea te iubește foarte tare pentru ce ai făcut, crede-mă. Oameni buni, mulțumesc mult. Vă spun așa, știți că în fiecare emisiune termin cu urarea de bine pentru Răzvan și Radu și imboldul de a rămâne cu noi cu B1, pentru că urmează Bună România. Acum vă spun mai abitir ca în fiecare zi. Rămâneți cu B1, pentru că și Răzvan și Radu vor discuta, în termenii lor mult diferiți de toată presa română, despre legătura între un realizator de emisiuni TV, pe numele lui Marius Rădoi, cum îl cheamă, Remus Rădoi, eu zic codiță mai pe scurt, și îi se spune că ar fi interlop în Caracal. Nici de cum să crezi așa ceva, cum să fie la interlop. Numai că unul dintre favoriții lui ca invitați este taman avocatul familiei fetei dispărută și arsă în pădure, după arsă și duse oasele în pădure, Tonel Pop. Poftim? Da. Urmează Bună România cu Răzvan și Radu. Are opoziția, pentru că, sincer să fim, cred că mai interesați de această lege sunt cei de la putere. Încercând să atragă de partea lor cât mai mulți aleși locali, care la rândul lor să aducă voturi. Are opoziția vreo pârghie legală prin care să conteste această lege sau să facă să nu intre în vigoare în timp util?
să spun așa, prezumția de vinovăție, să întoarcem puțin lucrurile, ar fi într-adevăr a celor care propun această ordonanță de guvern, așa și cum au și pus-o în practică, numai că au propus-o. Dar eu spun că se va trage linie și vom vedea beneficiarii de facto ai acestei norme legale. În momentul în care migrația va înceta, vor trece cele 45 de zile